președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simoni s-a avut o întâlnire cu rectorul Universității Politehnica Timișoara, profesor dr. Florin Drăgan. Cei doi au vorbit despre o colaborare între orașul de Bega și Arad pentru a crea cel mai mare pol economic al României după București. Aproape un milion de locuitori, atât numără ceea ce specialiștii numesc conurbația Timișoara-Arad. Practic este vorba despre crearea unei unități urbane din care să facă parte cele două orașe, dar și localitățile din jurul acestora care sunt interconectate. Vorbim despre o colaborare mult mai strânsă pentru dezvoltarea comună a Timișoarei și Aradului. Astfel se poate crea cel mai mare pol economic al țării după București. Acesta a fost punctul principal al întâlnirii pe care am avut-o cu rectorul Universității Politehnica Florin Dragan. Când vom pune în practică acest proiect, vom putea să ne dezvoltăm împreună, nu doar economic, putem să și îmbunătățim infrastructura, să oferim o varietate mai mare de facilități culturale, să promovăm turismul împreună și, poate cel mai important lucru, să le arătăm celor din București și în acest mod că nu își pot bate joc de noi cei din vestul Țării. Și bineînțeles, nu putem să nu discutăm și despre fotbal, stadion și mai ales echipă. Vom organiza în viitor o întâlnire și cu suporterii alb-violeți, pentru că Timișoara va avea cel mai modern stadion din România, dar trebuie împreună Consiliul Județean Timiș, Universitatea Politehnică a Timișoara, chiar Primăria Timișoara și Galeria Politehnicii să contribuim și la creșterea unei echipe care nu doar să ajungă în prima ligă, dar să se și bată la titlu, transmite Alfred Simonis.